Trei cetățenii români sunt cercetați pentru contrabandă după ce doi dintre aceștia ar fi aruncat din autoturismul în care se aflau mai multe colete ambalate în folie neagră într-un cimitir din localitatea din care proveneau. În coletele aruncate, polițiștii de frontieră au descoperit 2500 de pachete de țigări de diferite mărci, fără marcaje fiscale. Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, în urma unor informații deținute la nivelul serviciului, au efectuat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile, în urma căreia a fost oprit în localitatea Bălăcița un autoturism în care se aflau doi cetățeni români domiciliați pe raza județului Mehedinți. Cei doi bărbați fuseseră observați înainte de a fi oprit autoturismul cum aruncau din mașină mai multe colete ambalate în folie neagră într-un cimitir din localitate. În coletele aruncate, polițiștii de frontieră au descoperit 2500 pachete de țigări diferite mărci fără marcaje fiscale. Totodată a mai fost identificat în trafic un autoturism marca Volkswagen Passat condus de un bărbat care avea rol de antemergător. Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, în cooperare cu lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Mehedinți, cu sprijinul Biroului Operațiunilor Speciale Mehedinți, în urma unor informații reținute la nivelul serviciului, au efectuat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile, în urma căreia a fost oprit în trafic un autoturism în care se aflau doi cetățeni români domiciliați pe raza județului Mehedinți. Cei doi bărbați fuseseră observați înainte de a fi oprit autoturismul, cum aruncau din mașină mai multe colete ambalate în folie neagră într-un cimitir din localitate. În coletele aruncate, polițiștii de frontieră au descoperit 2500 pachete de țigări diferite mărci, fără marcaje fiscale. Totodată a mai fost identificat în trafic un autoturism condus de un cetățean român care avea rol de antemergător. Bunurile, în valoare totală de 30.000 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări față de cetățenii români sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar cele două autoturisme au fost reținute în vederea continuării cercetărilor.